pentru mama. Suntem în Vama Veche și ne pregătim să ne ducem la vizionarea documentarului V-am cerut să spun adevăr. Înțeles, primul lucru pe care îl faci când ajungi în Vama este ca primul lucru pe care îl faci când ajungi la Rapids. Să ții un desperados neapărat cu Bassmaster, dacă nu intră. Cheers! Este Luna. Oh, and yes, ni, it smells ni, like shit. Luna, ni. Ok. Stai că fac eu. Da, s-a dus. Nu prea e cum să fii romantic cu Andrei așa. Cea mai tare dumă din Vama. Pune tot, tata. Pune tot. Ha, uite aici. Am ajuns la dincolo. Nu, proiecția este pe partea aia-laltă. Proiecția e sus acolo? Nu, nu, așa m-am făcut și eu, dar nu e aici. Hai să vă arăt. Ei, trebuie, așa ar trebui, da? Hai să vă arăt. Ce facem acolo? Facem trespassing? Băi, că știi că uite, da, aici da, am blocat. Piept ca să nu fim islamizați. Ghiși ce? Ghiși ce? Toți în jurul nostru sunt islamizați. Mare căcat. Am pus piciorul în prag. Nu vor trece cei cu Allah pe aici. Nu, că noi nu vrem aici în România. Noi vrem în Paris. Metallica. Ea e Metallica. Cățelușa lui Nico. Ce faci, fată? Ce faci? Vrei la Costel? Du? Ce față blândă are, da, iubita. Este pe bune, este adevărat, este a doua zi, este scris într-o zi de joi, după, mă, era mers pe joi, este după o ceartă. Vrează până. Și nu e nici pe stilul nostru mai rock așa. E mai fashion, mai... Da. Îmi fac vlog. Bă, Onel a venit. Onel este energia de care aveam nevoie în momentul ăsta. Eu vin din Râmnicu Sărat, un oraș extraordinar de mic, unde nu poți să ții nici măcar o pană de chitară. Dar păi să mai ai o chitară sau să ai tangențe cu muzica. Avea un serviciu. Eu prima oară l-am crezut. Nu am crezut. N-am crezut, am crezut că e o glumă. Și am zis, da, mă, mișto glumă. Zic și eu, să știi că întotdeauna am fost tipic pe chestia asta, să-mi fac o formație, dar e de înțeles, nu e problemă. Nu, eu chiar vorbesc serios. În momentul în care a realizat tot ce a realizat și a început să, mă rog, să îi apară piesele și să facă, să aibă spectacole, să fie cunoscut, am zis, Doamne, uite, pentru mine asta a fost o lecție. Niciodată n-am să mai gândesc despre nimic și despre nimeni că nu se poate. Chiar pentru mine a fost o lecție, Cornel. Oldies but goldies. Pe de-o parte e mișto că nu știu la ce stai și doar motorul când e de la noi. Pe de-o parte riști să pici în chestia aia, dar nu mai sună ca fancăreatul. Dar în toată povestea asta trebuie să confirmi în fiecare zi. Ce lasă pe noi mântreabă.
ajută. El e Alex. De când timp nu ne-am mai văzut, mă? O trăia, nu? Da. Chiar mai bine? Da. Le pot să vă coleg din bar de la Aru Cafe. De multe de spus, dar o să ne mai întâlnim. Întotdeauna cu drag. Cel puțin din 3 în 3 ani, la 6. Am văzut. Era gol. Da, dai reverse, nu? Nu, e, nu-i dar. Era plin la un moment dat. Acum un an. L-am băut acum 3 secunde. Pe tivă! Bă, mi-am revenit cu ziua mea, mă.